Peste 51.000 de, de elevi din Alba au început un nou an școlar lunii. Marea majoritate au participat la festivitățile de deschidere ce au avut loc în peste 500 de unități de învățământ din județul Alba. Pentru cei mici care au intrat prima dată într-o sală de clasă, emoțiile au fost cele mai puternice și au așteptat cu zâmbetul pe buze să intre la cursuri alături de învățători. Inspectorul școlar general ISJ Alba, Marcela Rămuș, a participat la festivități de început de an școlar la Sântimbru, Teiuș, Mihalț și Gada de Jos. Din cele 506 unități de învățământ din județul Alba, 90 nu au autorizare sanitară de funcționare.